Astăzi noi suntem în ospiție la Ghece Vechi, la domnul Ion Ciobanu. Dumnealui, 10 ani în urmă, în 2007, anul și ala care era cu mare primejdie și cu seștă mare, a luat material săditor, vreo 2000 de copaci și a plantat 20 de hectare de livadă. De soiul moldovenești, aproape toată gama. Și Cazac, Costiujeni, și Chișinău, Ogălnicianu, Pișcianski și... Astăzi, noi suntem la dumnealui, azi data de 15 august, să vedem rezultatul. Încă sunt multe legende de astea păcătoase, că soiul moldovenești el este din nimica. Și hai să ne închinăm noi la ceva după peste hotar, așa că la Lara, ori la Chander. Acele sunt sorturi foarte bune, dar la locul lor. Aici noi am venit la domnul Ciobanu să vedem așa, concret, fața locului și să auzim părerea lui. Poftim, domnul Ion. Da, bună ziua, mă numesc Ciobanu Ion, locuitor a satului Ghece Vechi, raionul Sângerei. Cu 11 ani în urmă mi-a venit ideea de a planta o livadă de nuci. Și m-am adresat la domnul Nicolae Fiodorici Chictenco, unde am fost sfătuit de către Institutul de Pomicultură de la Chișinău. Unicul om pe momentul și el, 10 ani, 11 ani în urmă, care era vestit, cunoscut, că altuiește și face material săditor soiuri moldovenești rezistente, în orice caz, soiuri moldovenești. Așa, mi-a venit ideea să sădesc o livadă de 20 de hectare. Acum ne aflăm pe o masivă de 6 hectare și vis-a-vis sunt încă 14 hectare de livadă de nuci. Toată livada este plantată soiuri moldovenești diferite, cum le-a numit domnul Nicolae Chictenco. Și vreau să vadă doritorii care vreau să sădească livez, ce înseamnă sau cum arată livada de soi moldovenesc și nu franceză sau nu știu de care mai sunt. Uitați-vă cum copacii se rodiți, suprarodiți când au 4, 3 nuci, crengile sunt supraîncărcate cu roadă. Anul ăsta planificăm așa, în jur de 30-40 de kilograme de nuci la copac. Ce înseamnă undeva după schema care m-a dat plantație, 3-4 tone? 3-4 tone, da, la 100 de pomi. Este plantat 10 pe 10, în care e o greșeală mare, acum o văd și o recunosc. La 30-40 de metri se observe că copacul din partea dreaptă ajunge în partea stângă. Eu când am făcut prelucrarea solului, deam tractorul, atinge crengile, atinge nușile și în momentul ăla când mergi cu tădorul, te doare parcă în suflet că vezi că trântești nuca jos. Care că e un greu de recapătat. Noi suntem într-o 10 ani de existență și vedem că ei supraîncărcată. După cum știu, la mata asta nu e ceva minune ori noutate. Mata regulată e roada bună. Cum a fost roada? Din ce an a început să rodească livada asta? Livada începe a rode chiar și în primul și în a doilea an. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te bucuri că deja e roadă. Nu trebuie de lăsat roada în primii 2 ani de zile, de lăsat pom. E de dorit de rupt roada de lăsat. Concret, am început a culege nuca în anul 5-6. În anul 7 am avut în jur la 7 tone. Anul 8 în creștere, 9 iarăși în creștere. Anul ăsta, nu știu, mai greu de concretizat și tonajul o să fie, dar în orice caz o să fie îndoit sau întreit față de anii trecuți.
Domnul, mai este o întrebare. Eu destul de vieți am văzut și la Mata, uitați-vă, nici unul că nu-i patată, nu-i nici urmă de boli și frunză sănătoasă. Consultă cu colegii voștri, unde vedeți și apărați și roada mare și calitatea extraordinară. Alții gândesc că dacă o vărăt nu cam pământ după asta, de mult, du-te acasă, peste 10 ani de zile să iei camadă să strângi nunchi. Ce importuri ați depus aici? Da, pentru doritorii de a sădi livadă de nuși, nu-i ușor și să nu creadă că dacă, de exemplu, astăzi o sădit-o, peste 5 sau peste 6 ani de zile, el or să vie și or să strângă 5, 6, 10 tone de nuci. Livada necesită îngrijire, ca cum și un om, spalat, frezat, la medic controlat, așa și copacul necesită. Eu câțiva ani la rând procuram chimicatele de pe piață, de pe magazinele care se află în preajma piețelor. Dar anul ăsta am făcut contract cu firma Ucravitu, care ei au venit la fața locului și mi-au propus schema de prelucrare a livezei de nuși. Orice firma are schema lor în care e inclus câte ori nevoie de stropit și cu ce anume, cu ce preparate nevoie de stropit. Începând cu primăvara cu piatră vinătă se stropește bază de cupru, pe urmă insecticid, bor, îngrășământ, lignogomat, multe ori am folosit, care conține 12 microelemente. Pentru acaricidii, care anul ăsta se observă că cu rezultat pozitiv. Și așa, asta este secretul. Nu, Ion, să nu gândească lumea că am ales trei copaci, am mergem de-a lungul rând. Da, poftim. Da, livada toată e rodită, e încărcată. Da, posibil e că dacă o să iei operatorul în partea dreaptă, este un copac de stătură mai mică, roada e mai puțină. În orice caz, toată livada e rodită. Anul ăsta a fost un risc și nu tragem nădejde că am să ajung toamna și am să văd așa recoltă și așa frumusețe. Toți țin minte pe 21 aprilie și o mătă a căzut pe Republica Moldova. Și a fost și minus, a fost în momentul și ăla, livada era deja mugurită. Și în livadă era jumate de metru de zăpadă. S-au demonstrat soiurile noastre moldovenești că într-adevăr ele sunt rezistente și au rezistat la așa anotimp pe care au fost primăvara anului 2017. Eu am văzut, treceți partea asta, eu am văzut așa câteodată când vor să laude Chandler-ul, arată crengele, ridică crengele, uitați-vă creanga asta. Ori mai posibil să mai fie vreunul pe undeva aninat aici? Da, orice crenguță se demonstrează, fiecare crenguță care e crescută de anul ăsta, ei cu roadă. Luăm exemplu 3, 5, 7. 7 nuși pe singură crenguță. Aici 4, aici 4. Și tot așa mai jos. Adică, stimați parteneri, stimați nucicultori, cheia succesului să fie în zona soiuri din proveniența autohtonă. Soiuri care zdate cu șurșii, cum zici moldovanul, cu șurșii creșcă. Soiuri rezistente. Asta e una, în doi e mundiești. A doilea, trebuie o muncă. Uitați-vă în ce stare livada. Livada foarte bine prelucrată, nu e împărăjinită. Și tratamente. Mai în primul rând tratamente care au făcut.
tratamente care au făcut domnul Cioban. Și uitați-vă rezultatul este. El e concret. Da, astea sunt buruienii care sunt numai de anul ăsta, ele nu rezistă mulți ani sub copacul de nuc, el nu dăunează, că rădășina lui este foarte în față. Spate de observat, sub pom deja e umbră și nu-i concurență buruianul ăsta la nuc. E dimensionat să nu se scăpe livada în burian de ăsta, chir, tăiuș, cum corect? Da. Așa la usuc copacul. Domnul Cioban, încă o întrebare. În soiurile moldovenești care aveți, care acum se evidențează ceva mai interesant, mai productiv? Da. Soiul care mai tare îl văd eu, Peșanski, Cazacu și celelalte care... Părere de Cugălnicianu? Cugălnicianu tot, da. Soiuri moldovenești care rezistente merită. Merită de investit și nu de făcut experiment. Să sădești o livadă de soiuri francești, să ajungi în a 10-lea an, ori în a 8-lea, cu gând că ai să capiți o roadă oarecare și atunci arată... Atunci ai bară. Ați încercat de așa și acolo și-a pățit Valeriu Preda din Soroca, de 42 hectare, da, care a înghețat la 7-lea an la totalment. Da. Îmi spune, mai și pasărea mai mică, dar și, cum spune, mână, să nu știu și rampar, da. Nu și, domnul Ion, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și ne-ați oferit timpul. Vă dorim succese și tot așa înainte să promovați soiuri moldovenești și Dumnezeu să vă păzească. Da. Da, mulțumesc și dumneavoastră pentru vizită și pentru sfaturile care mi le-au acordat în 2006. Spre 2007. Facem așa un fel de cont, un sondaj. Avem o creangă, da? Anumărăm câți nuci avem noi pe creanga asta. Poftim, numără partea și eu nu număr partea asta, așa. Numărăm. O nucă, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, la matacete? 20. 45 din uși, la o creanguță, poftim, e mitică și tăt copac nu mai crengi de este. Da. Cum zice moldovanul, Chandler adăhaie. E bun Chandler, minunat. Și e o nucă, cum zice, de aur, un sort performant, dar nu pentru condițiile noastre. Asta e Codrenie. Încă un Chandler moldovenesc. Eu vreau să vă arăt prin și primești de trece nucă moldovenească. Uitați-vă, asta nu e boală, asta e sură de soare. Asta soarele o pălit direct și o ars. O copto de jiv, cum zice. Uitați-vă aici, în partea asta. Uitați-vă, arsură de soare. Uitați-vă, arsură de soare. Te-ați dat seama și în ce condiții cresc soiurile moldovenești. Și ei rezistă. Uitați-vă aici. Și arsuri de soare. Temperatura peste 40 de grade. Lipsa de ploi. Aici, practic, alt sort el cade. De care? Uitați-vă, aici ars de soare deasupra, taman în față soarelui. Care sort, întreb eu așa, pe orice entuziast, care sort să... Poate supraviețui în condiții astea, dar și să rodească așa cum rodește sortul soiului moldovenesc. Uitați-vă și bogăție ei. Da. Mai multă nucă decât frunză. Da, nucă aici mult mai mult la număr decât frunză. Și uitați-vă, aici s-au grămădit două elemente. În primul rând, calitatea soiurilor moldovenești. Într-a doilea rând, un gospodar la locul lui care a avut grijă și a făcut toate recomandările care sunt și a ținut livada și curată și a tratat. Și vedem și rezultatul.